Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule consilier! Ați fost convocați în ședință extraordinară conform dispoziției de ordinar numărul 361 din 22.12.2022. Din consultarea condiciei de prezență rezultă că toți consilierii sunt prezenți și ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 noiembrie 2022, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 16 decembrie 2022, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 pe raza Comunei Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu privire la promovarea importanței strategice a educației timpurii pentru copii, proiect de hotărâre privind acordarea vizului de principiu pentru PUZ, autorizare spălătoriei auto și spălătoriei de covoare sau Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a debitelor, amenzilor persoanelor decedate din Comuna Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului primarului Comunei Cleja pentru a reprezenta Consiliul Local al Comunei Cleja în dosarele numărul 2633/110/2021, numărul 2633/110/2021 cu steluță, numărul 2376/110/2021 și numărul 2397/110/2022 aflate pe rolul instanțelor de judecată. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022 și diverse. Și mai avem suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri. Având în vedere că avizul pentru rețeaua școlară a venit vineri, avem proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 și proiectul de hotărâre privind acordarea unor sporuri reprezentând cadouri de Crăciun personal aparatului de specialitate al primarului Cleja. Supunem la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Primul proiect aprobării procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local Cleja din data de 29 noiembrie 2022. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local Cleja din data de 16 decembrie 2022. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Toată lumea pentru. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă puteți puțin să ne... Acest proiect a fost supus spre dezbatere publică. Nu am primit amendamente. Singurul amendament vis-a-vis de forma propusă și publicată este acordarea scutirii la taxe și la taxa pe teren și impozit pe clădire pentru cabinetele medicale. Ele nu desfășoară activitate economică și codul fiscal ne oferă posibilitatea să discutim de aceste impozite și taxe. Nu s-au majorat decât cu 5,1% inflația aferentă a anului. Discuții pe acest proiect? Cine este pentru? Împotriva. Să fie o leacă, doamnele doctor, mai primitoare o leacă. Deci toată lumea pentru, da? Da. Să nu fie așa respingătoare cu populația. Respinge. Nu intrați, să stați. Mai duci tot rața acolo. Ca să fie o leacă mai dulci. Da. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu privire la promovarea importanței strategice a educației timpurii pentru copii. Dacă puteți să ne dați două detalii. Da, este un protocol de colaborare încheiat între World Vision România, Comuna Cleja și școala gimnazială, prin care fundația aceasta acordă sprijin pentru copiii vulnerabili de vârstă preșcolară din mediul rural. Asta este scopul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Toată lumea pentru.
Proiect de hotărâre privind acordarea vizului de principiu pentru Puza, autorizare, spălătorie auto și spălătorie de covoare, sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, numărul cadastral 62.989. Se știe despre ce e vorba. Da, spălătorie. Cine este pentru? Împotrivă, abține, 4 numai. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a debitelor, amenzilor, persoanelor decedate în comuna Cleja, județul Bacău. Eram încărcați tot timpul cu niște sume colosale. Era unul din parte, era timp. Sunt nouă. Deci, vreo 200... 74. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului primarului Comunei Cleja pentru a reprezenta Consiliul Local al Comunei Cleja în dosarele numărul 2633/110/2021, numărul 2633/110/2021, numărul 2376/110/2021 și numărul 797/110/2022, aflate pe rolul instanțelor de judecată. Sunt cele două dosare, cu Mihaela și cu... Da. Patru sau două? Sunt patru. Da, dar același obiect. Cu aceleași persoane. Deci toate patru dosare au același... Același obiect. Și de ce suntem noi Consiliul Local și... Păi, pentru că și Consiliul Local este dat în judecată. Și primarul trebuie să reprezinte Consiliul Local și trebuie acordare de mandat. Pentru faptul că am votat, noi suntem inculpați acum. Nu sunteți inculpați. Pentru un dosar ce înseamnă când ești? Ești un fel de inculpat? Da, inculpat primarul, comuna și Consiliul Local. Face cu acordul Consiliului Local, nu faci individual, tu ca persoană. Și tu ca primar reprezinti Consiliul Local, totdeauna. Asta se știe, nu? Da. Deci ai și plusurile și minusurile. Consiliul Local aprobă tot ce ține de buget, de bani, de toate acestea. Deci, de fapt, a fost aprobată reorganizarea instituției. Sigur că da. Așa că nu se întâmplă nimic. Asta reprezintă Consiliul Local în toate litigiile și în toate... Conform articolul 109 din Codul Administrativ. Deci, nu vă faceți probleme, nu vă faceți probleme. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva tineri? Deci toată lumea, da? Aici e clopă de asupra. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al 4-lea al anului 2022. Dacă puteți să ne dați ceva detalii, Șoșoară. Prin hotărâri de guvern 1508 și 1510 mi s-au alocat Comunei Cleja, au fost alocate sume 130.000. Deci ele trebuie să introduse în buget și pe capitol de cheltuială și pe venituri. De asemenea, s-a încasat suma de aproximativ 7.965 pentru vânzarea acelui teren de la Somoșca, 165 de metri către domnul Deghea, a trebuit introdus în buget. Alte modificări nu sunt. Acestea sunt modificări. Introducerea în buget a sumei de 130.000 din cele două hotărâri de guvern și a sumei de 8.000 de lei din încasarea pe terenul de 140 de metri pătrați de la Somoș. Mai sunt discuții pe... Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea, da? Toată lumea. Asta zice, nu? Proiect de hotărâre privind organizarea... Avem o suplimentare. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024. E aceeași rețea ca și în fiecare an. Anul școlar 3. Este aceeași rețea, numai că au scăzut numărul copiilor. Mai avem 503 copii preșcolari și școlari în toată comună. Întrebări? Trecem la vot. Cine este pentru?
Și mai avem o suplimentare pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unor sporuri reprezentând cadouri de Crăciun personalului aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja. 300 de lei pe fiecare funcționar. De curând s-a intrat în posesia unui acord încheiat între Asociația Comunelor și Sindicatul Funcționarilor Publici din Comune. Acesta a ajuns săptămâna trecută la noi. Au fost discuții între toate comunele, la nivelul comunelor, la nivelul secretarilor de comune, la nivelul primarilor. Și codul fiscal, în primul rând, reglementează că aceste sume sunt scutite de taxe și de impozite și Consiliul Local, prin codul administrativ, poate acorda funcționarilor publici și alte drepturi și sume de bani pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției. Este vorba de un premiu de Crăciun, 300 de lei pentru fiecare funcționar public. Poate e legal să nu fie, să nu vină deci curtea de concurs să vii Poate, nu trebuie. Doar am înțeles, poate. Deci dacă poate înseamnă că poate, deci putem să aprobăm. Deci de asta am adus, am venit în fața dumneavoastră, dacă vreți să aprobați, poate. Nu este strict obligatoriu. Deci poate sau trebuie. Păi nu, deci dacă sunteți foarte atent, o să prindeți ideea. Nu a fost prea. OUG 57 dă dreptul consiliilor locale să acorde așa. Sunt consilii locale care acordă și de care acordă și de contarea navetei. Deci consiliul local poate acorda facilități. Fiecare unitate și privat și la sfârșitul anului se dă câte un premiu acolo și vreau să vă spun că cred că toți am primit care sunteți dacă în legea le dăm. Eu lucrez la privat și nu am primit nimic. Eu am angajat timp și le-am dat. Angajatorul meu a preferat să facă economie. Nu, eu am dat. Deci eu să spun că n-am dat. Poate lucrez la o firmă alimentară. Referitor la economie, activitatea instituției, să știți că este foarte vastă, iar noi suntem foarte puțini. Eu cred că s-a făcut economii prin activitatea pe care avem, pe care o desfășurăm. Avem o persoană care ține trei posturi. Are atribuții de mediu, are atribuții de urbanism și are și atribuții de cadastru. Avem altă persoană care la fel ține două posturi. Deci suntem puțini și nu cred că se mai pune problema de economie. S-au scutit atâtea salarii. Una este să plătești salarii, și alta este să dai un premiu la sfârșit de an. Deci eu zic, dacă ar fi să discutăm clar pe eficiență și pe economie, să știți că la primăria Comunei Cleja chiar s-a făcut economie la salarii. Chiar este economie și nu... Suntem puțini, uitați, sunt primării, de exemplu, nu dau nume, au câte doi oameni pe contabilitate la capitolul de cheltuieli. Noi avem un singur om. La impozite și taxe locale au câte 2-3 oameni, noi avem un singur om. Deci suntem puțini. Cristina, ajunge. Din 40 de posturi care avem ocupate, avem 20. Din care la biroul strict avem vreo 15. Deci ca să înțelegeți și vedeți că e coadă tot timpul acolo și când veniți și când vin cetățenii, tot timpul este coadă, pentru că nu poți să satisfaci cetățeanul când vine, pentru că sunt multe, cu ajutoare de încălzire, cu felul de situații, sunt proiecte europene să faci, treaba este și vreau să vă spun că salariile noastre sunt destul de modeste vis-a-vis de alte comune. Ne pleacă oamenii tocmai din cauza asta, pentru că alte comune au salarii mai mari și omul când și-a găsit un post, pleacă în altă parte. Și o să discutăm și pe tema asta după anul nou, să vedem legea ce ne spune și va trebui să ne conformăm, să fim în rând cu toate comunile, cu majoritatea cuci, cu celelalte comuni, altfel rămânem fără oameni. Eu vă spun sincer că prima persoană, Cătălin, este foarte supărat. Am stat de vorbă zilele astea, nu se poate, domnule. Nu se poate, domnule. Dacă tot așa continuă treaba cu trei activități, așa cum spunea doamna, eu plec. Păi, majoritatea și e păcat. Eu știu, un om ca Cătălin greu să găsești în comună. Este specialist pentru comună. Nu se poate așa. Trebuie să fie specialiști în comună. Nu să-i dăm altor comune. Uitați, Benchiana Valentina era un specialist, era un bun. Dar s-a găsit cu comunitele mai mult acolo. Păi da.
Dar a spus că mai sunt posturi disponibile, dar sunt blocate sau păi sunt blocate. La politică de personal chiar încercăm să aducem prin transfer. Nu vin, pentru că așa cum spunea domnul primar, sunt salariile mici. A, din cauza deci nu vin la noastră, salariile mici. Nu decontăm navetă, nu mărim salarii, nu mai stau oameni. Acum, când s-au mărit salariile acum 3 ani în urmă, erau alți bani. Acum banii s-au devalorizat, toți totdeauna au, adică majoritatea au ridicat salariile, noi am rămas cu salariile foarte mici. Nu mai este atractiv postul ca să vină cineva să lucreze la noi în primărie. Cu Cătălin să stați de vorbă. Dar ce să stau? Dar știu. Dar crezi că nu știm problema? Cătălin spune, dom'le, fac urbanism, fac aia. Nu, dar pur și simplu nu face față. Nu face față. Dar nu numai el. Uite, este intră Mirela la intrare, acolo așa. Caserie face, registratură face, arhivă face. Adică, pur și simplu, vezi că vine cineva, nu stă nimeni la registratură, pentru că ea este tot timpul în caserie. Deci, va trebui și noi să ne aducem la zi cu resurile, adică cu venituri. Să la nivelul celorlalte comune. Sigur că da. Deci, da, supunem la vot, da, și dacă da, mai discutăm la diverse, supunem la vot această suplimentare pe ordine de zi. Cine este pentru? Toată lumea, da? Toată lumea. Trecem la diverse. Am eu o întrebare. Spuneți-o și mie cu terenurile pentru ce am aprobat noi pentru Iștoc Valentin și pentru Cadar. Ce să Valentin n-am aprobat Iștoc. A fost odată. Ba da, anul ăsta prin primul. A fost. Deci cu Cadar e rezolvată problema. Pentru că oamenii tot întreabă, băi, ce să facem? Dar acum se face raportul de evaluare. Deci se face raportul de evaluare. S-a contractat raportul de evaluare. Pentru că toată vara n-am putut lucra, n-am avut. Sigur că am aprobat, acum se face raportul de evaluare, a venit un expert și după raportul de evaluare se aprobă. Rezolvăm problema. La domnul Iștoc sunt câteva probleme. Sunt niște probleme, dar le vom rezolva. Sperăm că le vom rezolva. E o problemă care... Mai trebuie să discutăm cu doamna notară. Da. Deci, dar oricum rezolvăm și acolo. N-ai avut când. Trebuie omul stă în sus. Toată vara știți cum am lucrat aici, da, că nu sunt a trecut nimic. Noi acum am luat pas cu pas, dar vezi că trebuie mai multe hotărâri. Odată aprob buget, odată aprob nu știu, adică toate lucrurile au timpul lor. Altceva la diverse? Da, ar fi chestia cu când moare cineva, când îi eliberează certificatul de deces. Să pună pe site-ul primăriei, mulți nu știe cine a murit, nu. Chiar și din neamă nu știe. Nu știu eu să meargă la... Așa se decesc și Valea Mare, că este tot urmă. Dar este ceva... Dar nu suntem... Nu avem cadrul legal pe noi. Nu avem cadrul legal. Nu este informație publică, domnule. Nu, sunt date cu caracter personal. Exact, date cu caracter personal. Legea stabilește clar care sunt informații de utilitate publică. Nu poți spune. Putem trece pe Facebook. Facebook dar nici pe Facebook. Nici pe Facebook, da. Facem un grup special în acest Dar preotului trebuie spus, domnule, când moare cineva anunțat, trageți clopotele mai des, ca să lumea să întrebe, cine a murit? La nivelul comun. E, dar erau boani, frate, mulțumesc, erau boani, nu mai trebuie să. Celor care pleacă dintre noi, ceva de genul ăsta și cineva să ocupe de asta. Dar la nivelul comunității, nu la nivelul comunității. Vorbeam într-o zi cu domnul. Vorbeam într-o zi cu unul care știți că este o gașcă care nu lipsește. Se duce la Marea Mică și la Somoșca și la Buna, peste tot, când moare unul la frate. Și am zis, bă, dar de unde știi tu că a murit ăla la Valea Mică sau la Somoșca? Dar noi n-avem Facebook, n-avem telefoane, ei pe unul pe altul, ăia nu lipsesc. Șase. Da. Aveați ceva de spus, domnul Cadar? Da, referitor la un proiect care l-am aprobat data trecută, cu banii aruncați pentru biserica din Buda. Aia 550 de milioane, e aproximativ 11.000 de euro, da? Da. Noi am primit niște plicuri acum, pentru care, prin care suntem anunțați că trebuie, sau nu trebuie, dacă vrem să mai contribuim pentru acea capelă cu niște sume de bani. Doamna Șuștac ne-a zis data trecută că toți banii se alocă pentru acea cheltuie, acea investiție. Noi oare de ce trebuie să mai dăm alți bani în
Legea prevede că nu toți banii putem da noi, că și preotul trebuie să vină cu un aport. Un aport, sigur. Cât minimal acolo așa. Legea spune că un procent acolo de 10%, o chestie genul ăsta. Dacă totuși e o încăpere renovată, 55 de milioane. Dar noi nu i-am dat, ascultați-mă, exact cum a fost și data trecută cu aprobarea cu privind finanțarea construirii, bun, nu numai capele, dar noi aprobăm o sumă, după care aprobăm pe baza devizului, când o să vină devizul concret, ce ai făcut. Acum el, sigur, a cerut bani, dar nu înseamnă că și dă. Nu a prezentat documente și nu s-au virat bani. Nu s-au virat niciun leu, până nu prezintă documente pentru ce-i face acolo. Să știm cum și ce, ca să nu uităm în spațiu dificil. Deci, când o să se prezinte documente, atunci avem un bani. Și o să vă dăm suma, exact cum a fost cu studiul ăla de fezabilitate, care ne-a spus că 11.000 sau cât a fost, da. A venit cu 4.000 de lei. Deci oferta totală a unui proiectant pe care noi am prins-o în bugetarea acelui proiect a fost total proiect cu verificări, cu avize 29.000. Vreau să vă zic că am cercetat piața în sensul că am solicitat oferte de preț de la mai mulți proiectanți și studiul de fezabilitate se face cu 4.000 fără TVA. Proiectul tot 4.000 fără TVA și ridicările tot cu studiu geotehnic cu 2.000. Deci nu se ajunge nici de cum la 29.000. Acelea sunt sume prevăzute. Tu trebuie să prevezi aceste sume pentru că se întâmplă că nu găsești. Se întâmplă că până la urmă tu trebuie să fii în buget. Banii rămân acolo, nu înseamnă că ești și cheltuie. E important să rezolvăm cu acea investiție, să punem la punct acea capelă. Da, dar acum interesul cel mai mare ar trebui să fie al parohiei, să vină cu documente. Pentru că noi am venit în fața dumneavoastră, am venit cu solicitarea dumneavoastră, am spus, uitați, are nevoie, face așa, am aprobat, am prevăzut bani în buget, dar nu poți vira banii dacă nu are documente. Dacă nu-ți prezintă documente clare, nu poți să vii cu o listă de prețuri, 10 kg de mortar, 3 kg, nu, trebuie să vii cu un deviz sau să spui, pentru toate ore de manoperă 55 de lei, ore de manoperă 55 de lei, stabilite așa într-un tabel, dar nu, se face deviz, se spune clar, pentru 100 de metri de gard, e nevoie de atâtea ore, atâția oameni, atâtea, deci, formulare conform legii. De ce se întâmplă? În momentul când vine curtea de conturi, ne întreabă pentru ce ați dat bani și prezinți un deviz. Acel deviz să fie, trebuie să fie conform realitatea, conform cu realitatea, nu poți să dai. Sigur că acum am dat acești bani. E o chestie evaluare făcută de specialiștii lui. Dar acum urmează noi să reluăm acest, până nu vine cu un deviz clar în care să spună am văruit 100 de metri pătrați de văruială. Standardul de cost, nu numai standardul de cost, dar devizul spune clar, articolul de deviz spune că pentru 100 de metri pătrați de văruială intră 10 kg de var. Atâta de contează, 10 kg, nu 3 bidoane, înțelegeți ce vă spun? După aceea, spune, domnule, punem atâta gresie. Atâta, acum, dacă vrea să cumpere o gresie mai de calitate superioară, suntem de acord, da, nu mai cumpere cu cea mai proastă calitate, dar știu că prețul la acea gresie costă 100 de lei. Dar eu știu că știm și piața, el ar vine și cu oferta lui, înțelegi? Nu pune o gresie de 30 de lei și de contează de 100, înțelegi? Pentru că se vede calitatea. Ei, deci noi verificăm aceste lucruri, se face proces verbal, adică de recepție o să facă și din partea lui și venim și noi acolo ca să vedem pentru ce dăm banii. Că, înțelegeți? Deci asta a fost ideea, că era o chestie că zicea că de revenion se termine acolo. Lucrurile s-au mai calmat un pic și din cauza asta nu... Dumnealui poate veni cu deviz, devizul nu înseamnă că a lucrat, devizul înseamnă un deviz ofertă, asta se va face. Deci poate prezenta deviz, îi virăm banii și are termen de 180 de zile să justifice banii. Dar trebuie să aducă documentele, legislația spune clar ce documente trebuie să conțină cererea și... Da, din banii ar putea să facă probabil și gardurile, ar putea nu, să facă și alegeri, nu? Deocamdată... Cu ce deviz vine, trebuie să respecte. Important, da, dar trebuie să aducă deviz. Deci, eu fac de toate.
Ce? Toate 10.000 de euro nu faci de toate. Suma de costă. Deci în 10.000 de euro cumpără și capacul pentru sicrii. Da. Păi poate 7.000 de euro. Acolo e 1.000 ceva de euro. Da, după aceea. Sunt articole de astea. Mai cumpără articole de cult care cumpă lumânări și tot ce cumpără și de astea. Faci un capul 3.000 de euro să duc numai bine. Bineînțeles. Noi aici ne-am împotrivit la faptul că nu a prezentat un deviz ofertă pentru lucrările pe care le face și materiale. Aici ne-am împotrivit și aici. Da, și voi. Am rămas să-l așteptăm. Și plus de asta, eu vă spun că acolo face ușă la ieșire. Mai face un acoperiș, face o intrare, mai face un tub acolo pentru ca să pun niște pavele. Pavele, șans, adică nu e vorba numai de văruia la camera respectivă. Este o lucrare mai amplă un pic, știi? Da. Conform legislației în vigoare, dumnealui ar trebui să vină până anul acesta, să vină cu deviz. Dacă nu vine, anul viitor, după aprobarea bugetului, va trebui din nou să aprobăm din nou. Pentru că acea hotărâre este valabilă la fel și la 2012, este pe bugetul anului 2022. În 2023. Eu cred că vom mai aproba încă o dată și anul viitor. Pentru că am trebuie să vină mai cu deviz. Da. Părintele știe că are nevoie de deviz. Da, de poate nu știe. Dar nu trebuie să facă dumneavoastră, să facă constructorul care vine și îi va face lucrarea, specialistul care îi va face lucrarea. Trebuie să-i prezinte un deviz ofertă. Sunt bani publici și pentru aceasta trebuie să justificați. Da, dacă nu mai e nimic, declară o ședință închisă.